Cei mai mulți chișinăuieni susțin că vor merge în data de 20 octombrie la urnele de vot pentru a-și alege președintele țării, dar și pentru a vota parcursul european al Moldovei. Unii însă sunt împotriva referendumului republican constituțional și declară că vor vota doar șeful statului. Nu e niciun secret. Acum calea noastră este definită într-o mai care măsură și cred că este clar că trebuie să mergem ca o corabie, unde este portul nostru final. Așa că, de ce nu este niciun secret, este Uniunea Europeană. Numai decât o să votăm și pentru referendum, și dacă... viitorul copiilor noștri, și dacă nepoților, strănepoților. Trebuie să fim în rând cu europenii, în rând cu oamenii care se dezvoltă cu mult mai bine ca noi. Fiecare trebuie să-și expună părerea și atunci se va primi o hotărâre după părerea celor care vor vota. Eu sper că vor vota majoritatea. Unii locuitori ai capitalei spun că calea europeană a Moldovei este una lungă, iar cea mai mare problemă este reforma justiției. Văd mult la televizor despre justiție în fiecare zi, spun că acolo nu merge nici așa, nici așa, nici reforma. Nu, asta e cel mai greu, mi se pare că foarte greu. Foarte greu. Vom reuși? Sper că da, numai că nu deodată. Dacă se schimbă reformele taman judiciare și economice, atunci o să vie și moldoveni înapoi. Am să votez în Franța, desigur că da. Dar veți susține parcursul european la Republică? Bineînțeles, cu două mâini. Sper că Moldova o să meargă pe calea aceasta. O parte dintre moldoveni spun că nu vor participa nici la scrutinul prezidențial și nici la referendum. Нет, я к этому не готова. Я про референдум еще толком ничего не слышала. Народ не спрашивает, что они хотят. Выбрать можем, отозвать, например, плохого кандидата, который плохо работает, не можем. Я придерживаюсь, чтобы Молдова нейтралитета была, как Швейцария. Republica Moldova își va alege președintele țării în data de 20 octombrie. Tot în această zi va avea loc și referendumul republican constituțional. Parlamentul a aprobat joi, 16 martie, două hotărâri în acest sens. Inițiativa de organizare a referendumului privind aderarea țării noastre la Uniunea Europeană îi aparține șefei statului, Maia Sandu.